Ai scris o amplă analiză, elegie pentru uman, parcurgând poezia, parcurgând o istorie întreagă de poeți și de poezie. Ce cu umanul ăsta în poezie? Ce e așa de deosebit? Da, în mod normal... În cercetarea ta, în preocuparea ta. În mod normal... Elegie și uman e firesc. Asta exact. E poezia. Ce... În mod normal, o astfel de carte n-ar fi trebuit scrisă, ai perfectă dreptate. Adică e pleonastic să spui că elegia se ocupă cu umanul sau că literatura se ocupă cu umanul. Dar este la modă acum în Occident și începe să fie și la noi teoria postumanului. Sigur, noi dintr-un punct anume de vedere trăim într-o epocă postumană în care biologicul e tot mai hibridat de cibernetic, de tehnic, de virtual, de bun. Acolo nu mai putem ieși din paradigma asta, e limpede. Dar există două familii de gânditori postumani. Unii care spun că această postumanitate trebuie să fie o revanșă asupra umanului. Unii care spun că tot ce s-a întâmplat oribil în modernitate, totalitarismele, eșecurile astea ale modernității, fundăturile ei, antiumane, care au distrus omul, sunt de fapt, vin în urma unor utopisme ale omului cu O mare, care au dus la această distrugere și că umanismul este criminal. Deci există o gândire postumană astăzi pentru care umanismul și toate valorile umane sunt criminale și trebuie abhorate. Absolut toate, de la valorile etice la cele estetice. Și există o altă familie de gânditori postumani la care ader și eu, reprezentată poate cel mai spectaculos și mai consistent de Rosie Braidotti, o filozofă australiancă, dar care predă la Utrecht, care spune așa, că în epoca asta postumană, dacă vrem să construim cu adevărat ceva consistent și remarcabil, este să împachetăm vechile valori ale umanului, și anumește empatia și atenția la celălalt drept, cele mai importante valori ale umanului, în ambalajele astea ale lumii postumane în care am intrat. Ea numește asta o umanistică postumană. Și sună oximoronic, da. Dar cred că are dreptate. Dacă vom face lucrul ăsta, atunci toate străpungerile biochimiei, ale geneticii, ale tehnologiei IT și așa mai departe, vor funcționa în avantajul nostru. Dacă nu, mă tem că lucrurile o să arate din ce în ce mai rău. Dacă vom înțelege postumanul ca pe o revanșă împotriva umanului, va fi foarte nasol. Și elegie pentru uman, cam asta e. De asta ar trebui să fie scrisă cartea asta care are titlul, cum zice, aproape pleonastic. Pentru că în vremea asta... În care... Roboților și a computerelor. Da, dar nu atât roboții sunt problema, cât oamenii care înțeleg robotica... Ca pe o, ca pe o revanșă împotriva umanului. De pildă, când s-a scris despre cartea asta, cineva mi-a reproșat că îl numesc pe Hitler monstruos. Ori a face o astfel de judecată înseamnă a aplica o judecată etică umană asupra unei stări de lucruri. De ce să consider monstruos pe cineva care ucide copii sau pe cineva care violează copii, mi s-a spus. Asta e o judecată doar tipic umană, e o scară de valori falsă, construită de om, care nu trebuie să ne influențeze. Nu pot să înțeleg judecățile de genul ăsta. Pentru mine, omul cu toate defectele lui a construit o scară etică și estetică pe care merită încă să le discutăm. Există încă valori umane, cum spune și Rosie Braidotti, care merită conservate și salvate. Asta e, de fapt, pledoarea mea. Pentru salvarea unora dintre valorile umane. Empatia și atenția la celălalt. E o explozie online, cum se... Iată, ca să pornesc. Să te abat pe cărări ale pierzaniei. Ce-i de făcut? Postumanul îl poți reformula în această explozie online? În această prezență... obsesivă. Dacă nu ești online, nu existi. Da, și asta e cu dus și venit, să zic așa, cu două tăișuri. Avantajul tehnologiei, avantajul online-ului este posibilitatea prezenței continue, care folosită cum trebuie, poate să ducă la rezultate bune și spectaculoase. Ca să rămân la literatură, a existat acum vreo 10-15 ani un cenaclu online care se numea Club Literar, unde erau cei mai buni poeți din generația mea permanent conectați, se discutau texte,
era formidabil, pentru că puneai textul acolo. Nu era ca la cenaclu clasic, unde trebuia să aștepți o săptămână ca să mergi, să te înscrii, să citești și apoi să vină reacțiile. Sau nu. Tu îl postai și aveai reacțiile instantaneu în față. Multe policolore, puteai să construiești discuția, adică simțeai că literatura se întâmplă sub ochii tăi secundă de secundă. Pe de altă parte, deci folosit cum trebuie, e un avantaj și poate să conserve și să ajute la păstrarea acestei cantități de uman și de frumos despre care vorbeam. Pe de altă parte, dacă începi să confunzi thread-urile de discuții și șirurile de cuvinte și de poze pe care le ai sub ochi cu ființele umane, e foarte periculos. Dacă începi să crezi că ecranul are aceeași importanță și consistență ca o ființă umană sau că ființele omenești sunt doar niște creaturi bidimensionale care nu au mai multă realitate decât un ecran de calculator, atunci devine periculos. Atunci empatia nu se mai exersează. Offline? Iată că tu offline ai reușit să traduci doi poezii, să scrii, să mai scrii o carte, să... Poți face o plădoarie pentru acest offline? Da. Ce faci tu offline? Păi, cred cum stăpânești timpul liber, timpul pierdut, nerăbdarea, așteptarea, toate aceste lucruri care transferate în online devin un continuum și o prezență? În offline există, de fapt, centrele de gravitație ale vieții noastre. Tot ceea ce vedem în online sunt succedanee ale lor. Sunt pagini de Facebook, imagini, poze, filme și așa mai departe. Însă lucrurile reale există încă în afara rețelei. Încă nu ne-am transferat viețile integral pe rețea. Încă nu suntem conținuturi de biți turnate undeva într-un cont și care să genereze o figură, un contur, o ființă. Prin urmare, pledoarea mea pentru offline este asta. Dacă vrei ca viața ta să aibă conținut și realitate, închide din când în când calculatorul, închide din când în când telefonul și uită-te la cauzele prime ale lucrurilor pe care tu le observi pe ecrane. S-a spus-o un filozof francez contemporan, Gilles Lipovetsky, lumea s-a transformat într-un ecran global. E adevărat, există suntem un ecran pe care cumva are și funcție ontologică. Ești pe ecran, existi, nu ești pe ecran, ghinion, ca să citezi un clasic în viață. Dar ceea ce e reprezentat pe acel ecran există în afara lui, încă. Poate suntem ultima generație care să aibă șansa aceasta a vieții reale în offline, integral. Noi suntem încă o generație hibridă. Ne-am născut în galaxia Gutenberg a cărții, stăm cu un picior acolo, celălalt picior e în galaxia Zuckerberg a imaginii, sau ca să-l citesc pe Bogdan Ghiu, nevul media. Suntem, creierul nostru încă funcționează ca producător de text și am învățat să ne adaptăm și la noua lume care este producătoare de imagini, în care creierul produce imagini pe care le concatenează. Să profităm de șansa asta, de faptul că noi suntem pe falia asta a revoluției tehnologice. Sigur că pentru noi e mai greu. Suntem ca niște dinozauri care cu jumatea corpului sunt încă dinozauri, pe cealaltă jumătate au început să le crească penele și să se adapteze zborului. Sigur că asta pe de o parte e un handicap, pe de altă parte face viața mai sofisticată și mai interesantă. Dar următoarea generație care va fi integral zuckerbergizată, acea generație mă tem că va avea tot mai puține în offline, va avea tot mai puține surse de existență reală și esențială în offline și pledoaria mea asta este să folosim offline-ul câtă vreme el mai există. Da, aceste momente, insist, cum le stăpânești? Așteptarea, dimensiunea timpului liber, nu ai ce face, când nu ai ce face. Lucruri care, repet, ne fac și nu vrei să pui mâna pe, să intri imediat pe Facebook sau pe rețea.
Cum administrezi? Tu încă ești, iată, jumate pasăre, jumate dinozaur. Dar cum administrezi partea asta de dinozaur? Care... Nu am senzația care timpului pare că dispare liber, dar probabil că da. E dispărut. Dar nu, cum să spun, eu nu am nici frustrarea faptului că nu am timp liber. Mi se pare că e suficient timp pentru a străi viața asta dublă și în online și în offline. Ai suficient timp și pentru a scrie și pentru a citi și pentru a protesta. Viața s-a accelerat foarte mult, atât de mult încât cantitățile de timp liber au dispărut complet. Mă tem că sunt primul lucru care e deja muzeificat. Am putea face un muzeu al timpului liber, dar n-am avea timpul liber să vizităm acel muzeu al timpului liber. Și loazirul, timpul de meditație, mă tem că sunt pe cale de dispariție iremediabil. Ai tot timpul ce face, tu ai, cel puțin. Da, cred că toți, din păcate, în căutarea timpului pierdut va rămâne, ne vom uita la ea așa cum ne uităm la ce încearcă să desemneze, cum ne uităm la războaiele homerice. Ceva ce știm că s-a petrecut, dar nu prea are legătură cu viața noastră, nu, așa cum nu înțelegem de ce unii s-au putut lupta 10 ani de zile pentru o femeie frumoasă, nu vom înțelege de ce... Cineva putea să aibă cantități de timp pe care să nu le umple cu nimic, să stea, cum spune Tolstoi undeva în jurnal, azi am stat toată ziua în pat și m-am scobit în nas. Profesoara de la Harvard a citit un text în care arăta cât de importantă este din punct de vedere psihologic plictiseala. Era o școală de gândire până acum care spunea părinților să nu-și lase copilul să se plictisească. Tipa asta de la Harvard, Candice McRae se numește ea, spunea că dimpotrivă e foarte important să lași copilul să se plictisească pentru că creierul lui trebuie să se poată antrena în a discerne ce-l interesează și ce nu, în a ști când să se pună pe stop și când să facă efort. Altfel, dacă ești ca un atlet care dacă ar alerga tot timpul, evident ar muri de epuizare. La fel și cu timpul liber. Cred că e important să existe timp liber pe care să nu știi cu ce să-l umpli uneori și să te plictisești sau chiar să dai în cafar, în melancolie, în splin și în celelalte forme ale plictisului modern pentru sănătatea creierului. Cred că dacă nu o să ne plictisim, dacă nu o să mai avem timpul să ne plictisim, vom fi exact acel atlet despre care vorbeam. Vom trăi viața mai intens, vom alerga mai mult, vom vedea mai multe lucruri, dar... vom crăpa mai repede din nefericire. Ai timp și de proteste. Offline ești da. În Sibiu. De ce nu te lași? Ai destul de făcut. Da, sigur, dar poezia, cum spuneam, e o formă de intensitate și de căutare a adevărului. Protestele sunt o formă de căutare intensă a adevărului, de clarificare. Vrem transparență și claritate în artă, vrem transparență și claritate în cele din jur. Pentru mine converg. Nu mi se pare că atunci în orele în care stau în piață sau pe stradă aș pierde ceva pentru artă. Mi se pare dimpotrivă că fac exact ce fac în literatură de atâta vreme. Caut claritatea. Sigur, într-un loc e vorba de o claritate estetică, în alt loc e vorba de o claritate morală, dar tot de o căutare a clarității este vorba și ajută. Am impresia că mulți dintre scritorii din generația mea și-au descoperit o vână politică sau un interes pentru treburile polisului pe care înainte și-l ignorau. Solzhenitsyn și-a numit o carte de memorii, mă rog, traducerea englezească a titlului este The Grain in the Mills, grăunța dintre pietrele de moară. Când cineva, Liviu Pop, dacă nu mă înșel, ne-a numit pe noi fire de praf, pe protestatari, fire de praf, mi-am adus aminte de această metaforă a lui Solzhenitsyn cu grăunța, care firul de grâu sau de praf, care uneori, spune Solzhenitsyn, e suficient pentru a bloca, pentru a gripa un mecanism foarte puternic și a-l da peste cap. Solzhenitsyn exemplifică cu propria lui novelă, cu o zi din viața lui Ivan Denisovici, care lăsată să treacă la cenzură de Hrușciov dintr-un calcul stupid, Hrușciov a crezut că dacă va lăsa să se publice această novelă roman, lumea va spune, vai ce rău a fost stalinismul și ce luminos e hrușciovismul. Lumea a spus, vai ce rău e comunismul. A fost o greșeală de calcul strategic care până la urmă s-a dovedit fatală pentru imaginea comunismului în lume.
Deci uneori ajunge un fir de grâu ca să gripeze un mecanism întreg. A fost nevoie să reînvățăm că politica poate fi și o luptă etică, că civismul și arta și politicul cumva converg și că poți să, căutând frumusețea și claritatea, poți să faci simultan ambele lucruri, adică și arta și civismul.